Salut la toată lumea, salut viețile mele, astăzi împreună cu Salut Teo viețile mele! o să jucăm niște FIFA, mi-a sugerat să jucăm FIFA 1v1. Încă de la început vă spun că FIFA, Teo joacă din 2005, era să zic FIFA joacă din Teo. Oh my god, joacă din 2005, am jucat un meci la el în care m-am făcut pur și simplu de râs. Găsiți videoclipul și canalul lui în descriere. A fost un meci de bun, ia uite-l, și acum râde, nu mai poate de râs. Tare rău. Tare rău. Mai poate mai reproducem o dată, dar nu știu ce să zic despre asta. Te lasă să joci cu România, poate, pe tine. Deci toată România contra Manchester United facem. Hai să știi dăm. Cum putem să, știi cum putem să încercăm? Știi că e echipa aia, frate, cu toate iconurile, gen, dar nu mai știu e unde aici? E. Păi trebuie să scrie ceva special. Rest of the World, acolo mi se pare că era. Da. Ia, Rest of the World. Stai să că verific eu acum, repede. Dinamo Zagreb, Alain, Soccer. Și uite ăsta, Soccer Aid. Da? Hai că joc uite, eu cu soccer. Asta. Joc eu cu Soccer joacă Aid. Joacă tu cu Soccer Aid și eu ce și mi-au? Tu joci cu România. Cu, se cu Internațional Aid. România, da? Da. Dar stai să găsesc echipa. Da și mie un like, băieți, dacă doriți. Eu abia m-am apucat de FIFA. Dați-i și challenge-uri în comentarii. Unde e Soccer Aid-ul ăla? Mai stă, uite-l. Wow, ce înseamnă mama asta? Are, fii atent ce echipe aia. Cine e ăsta? Uite-l pe Ronaldinho, bro. Ăsta e Ronaldinho? Da, frate. La mine nu e Ronaldinho. Ia tu, lasă așa galben. Așa, deci chiar sunt curios ce echipă ai. Zidane, păi și Messi unde e? Și mai țălă. Păi Messi încă e jucător, mă, nu e icon, gen. Iconurile astea nu mai sunt jucători, știi? Cum ar fi o legendă. Da, exact. O legendă, hai. Hai să vedem. O să jucăm pe bani. Am să-i dau lui Teo 10 milioane, dar să sperăm că îi recuperez în episodul ăsta. Haide, să mă, sperăm hai. Că îi recuperez. Hai să te văd, hai să te văd. Da, așa, gata, play. Hai să o dăm. Hai să te văd. Deci, jocul Ronaldinho, mie chiar îmi place Ronaldinho. Pe vremea mea chiar era Ronaldinho. Dar, din păcate, nu pot să joc cu iubitul meu Messi. Ăla îmi place mie. Aolo, iubitul tău? Vă iubiți mult, gen? Și vreau acum... Vreau să-i dau un mesaj lui Messi pe Instagram că Rafael l-a scos din echipă. Și vreau să... Mai aud de la tine, dă-i și tu pauză. Dar nu pot să cred... Ah, da, stai. S-aude de două ori pentru că s-aude la Teo. Așa. Așa, setting. Continuăm în continuare, acum cred că nu se mai aude. Deci tu cu România va trebui să mă bați, nu? Deci băieții ăștia sunt cei mai buni jucători care au existat vreodată. Păi, bă, dacă... Aolo. Aolo, Teo! Fac, mă, mâncați aici gura ta. Ronaldinho, mamă, ăsta e preferatul meu. Băi, Slider, gândește-te că tu ai overall la echipă 94, 93, 92. N-are nimeni, cel mai mult are, cel mai mult e 89 sau ceva de genul. Mă leargă, bă, înțelegi? Parcă sunt cam nesimțiți ăștia. Ce, mă, sunt prea bun, bro. Spun că nu mă bați. Deci, mersi că nu s-a dat pe FCSB. M-a luat lumea, FCSB nu e Steaua. FCSB nu e Steaua. Am auzit, mă zic eu Steaua. Nu e Steaua FCSB. Bă, băiat, pe vremea mea FCSB era Steaua. Pe vremea mea, ia. Știi cum e, mă, Slidere? Că cine se bucură prea de vreme, nu mai știu cum era vorba, dar nu e bine, ești de bun. Pe vremea mea era Buffon, de ce nu e Buffon cel mai bun? Pe cine e în poartă? Schmeichel, Reitzel. Chiar că era bun rău de tot Buffon. Olu. Ia Teo. Eto, cine e ăsta? Pele. Am învățat ceva de la tine. Păi sunt animale. Mamă, dar nu trece nicio minge de ăștia, mă. Ce șuturi dă, bro. My god, Mitch. Sunt animale deci, ăștia. Deci Ronaldinho mereu de când, știi că și când ne jucam noi în 2005-2007, Ronaldinho era cel mai bun. Da, Ronaldinho. Mie chiar îmi place Ronaldinho. Bă, ce șut a dat. Ești jucătorul meu preferat. Deci eu mi-aș dori la Ultimate Team, dacă aș putea, bine, nu acum în 2022, dar mi-aș dori mult de tot în 2023 când o să bag și bungee și o să mă joc ca lumea. Chiar îmi doresc să am și Ronaldinho în echipă sau măcar să mă joc cu el odată, frate. Îmi place la nebunie. La nebunie îmi place. Dar nu mai face de-astea cu mine, că mă supăr. Mă, cine e împăratul ăla cu părul așa mult? Cruyff.
cred. Bă, ce-i asta, ce asta, mă? Ce-i asta, mă? Bă, ce-i aia, mă? Ce-ai făcut, mă? Nu știu ce-i aia, nu știu. S-a împiedicat în pământ și nu mai putea să mai ia mingea. Băi, mamă, păi Ronaldinho e... E zeu, e zeu. Cine-i, bă, pe toți îi cheamă Ronaldo? Cât are, cât are Ronaldinho? Nu, unde să știu, unde apare? Păi apare la team management acolo. N-ai intrat și tu în echipă? Băi, mamă, mamă! Ăștia dau gol din orice poziție, ăștia, bun la cap. Bro, ăștia dau gol din orice poziție. Ce faci, Teo? Mai știi de aia 10 milioane, dar să ți-i dau. Hai, băieții mei. Nu ți-i mai dau. Păi, jucăm pe iar, tu să scelești. Mă... Bă, ce e asta, mă? Stai puțin. Chiamă-l pe ăla. Denis Mann. Vezi că tu așa faci mereu, Teo. Ia. Ce-a fost aia, mă, mâncălaș? Ia, apără ăla. Ia, Schmeichel. Uite, Schmeichel. Dar eu nu știu cine este. Cred că e un pic cam bătrân pentru vârsta mea, gen. N-am auzit de el. Opa. Ah. Haide. Nu viețile mele, no. Așa. Mamă. Bă, ce pasă a fost, mă aștepta. Mie nu-mi place, mă, Pele, gata. O să mă critique lumea. Îți place Pele? Nu-mi place Pele, eu nu știu cine e Pele, nu am auzit de. Cum, mă? E băiatul ăla a dat cu mâna gol. Dar nu l-ai, mă, pe Maradona? Cine a dat cu mâna gol? Maradona sau Pele? Nu mai știu. A dat cineva cu mâna gol, dacă e băiatul ăla care a dat cu mâna, nu-mi place. L-ai pe Roberto Carlos, ești nebun la cap. Oi, mamă, ce mișto ai dat. Îl știi pe Roberto Carlos? Da, știu, dă cu interior. Dar a dat efectul ăla incredibil. Știu, știu, știu. Avea părul, sau care avea? Mai era unul, mai erau mulți Ronaldo. Ronaldo 1 cu 9. Îl mai știi? Ronaldo cu 9, Ronaldo... știi? Da, mă, da, cum să nu? Doi, ce faci? Ia, hai să testăm puțin. Ah! Mă, mă, e la mingea aia? Și mai faci și pe margine acolo unde să... unde să joacă greierele. Mamă, ce viteză au, bă, frate. Wow, cap în cap, cu cap mare ăla. Cât tare, mă, Schmeichel ăsta? Mult rău. Toți au peste 90%. Păi normal că media e 90%. Dar pune, mă, pauză un pic. Nu pun. Să vezi cât au. Oi, mamă! What? What? Ia dă mai prinde-l pe ăsta, ești nebun la cap. Nu știu eu să finalizez, dar... Ai văzut cum a dat mingea în sus? Ai, mă, ești nebun. Camare! Cine e camare ăla, bă? Eu nu știu cine e camare. Bro, are 2 metri ăla, tu vezi? E, offside. Mă, cine e camare? Vreau să-l văd. Are 5 metri jumate ăla. Uite-l cât e, bă, ești nebun la cap. Mamă, și vezi când cer. Iar intri pe aici. Asta, deci bro, tu l-ai pe Hagi. Îl ai pe Hagi. Da. Trebuie să joace la tine, Hagi. Cred că ar juca bine și acum. Am și o șansă. Așa am văzut pe TikTok. Ar juca bine și acum, Hagi. Normal că joacă bine. Nu mai are condiția fizică, bănuiesc. Dar de jucat. Nu-mi spune că îi dai golul ăla, lui Schmeichel. Lui Schmeichel. De ce pistoatele de FIFA efectiv mă lasă fără voce? Și că sunt Dorian Popa, nu mai am voce. Bă, ce asta, mă? Hai că și tu. Bă, ce se întâmplă, mă, coțobelile astea aici? Bă, Teo, ce de-aia ai tu posesia? Bă, tu stai numai pe aici, pe lângă. Păi ce să fac, mă, altceva, mă? Uite-te și tu ce viteză au ăștia. Cum să-l mai prind, explică-mi.
Ce pasta? Cine e ăla, mă? Ce s-a întâmplat, mă? S-a terminat prima repriză sau ce? Da. Ce arată, mă? Niște plase cu niște oameni trâși. Hai, mă, ești nebun la cap. Tu ai zis, Teo, că poți să iau orice echipă. Am cam exagerat. Asta e mult prea OP, frate. Ok, după aia eu Manchester United. Bă, frate, dar ai pus piedică. Mamă, mamă, cine a fost, mă, ăla de... A îndrăznit să dea la Ronaldinho. Da, ăștia ei stau prea bine, mă, stau singuri prea bine, gen, știu singur ce să facă, ești nebun la cap. Mateus, eu nu știu cine e Mateus. Spune tu că știi tu. Nici nu trebuie să știi. Uite-l cum joacă. Wow, la modul că îi speculează viteza lui. Ce aia, mă? Ce aia mâncat aia și pe pâine? Ce-a fost faza aia? Nu pot să-mi dau seama. Hagi, cine e aici la tine, mă? Wow, wow, wow. Budo, eu nu înțeleg ce trebuie să fac aici. Toșca. Și mereu face așa. Penalti? Nu, nu. Schmeichel! Mai am și pile la FIFA. Cred că ăștia au și pile. Îți dai seama. Olo? Cafu. Cafu. Mă, ce caută Cafu? Eu nu l-am prins pe Cafu. Eu nu știu cine e. Cafu e... e șmecher. Dar nu mai știu la ce echipă era. La Milan, parc. Cred că l-ai și pe Eto, dar e la rezerve. Well, they seem to be onto something positive, but it faded away. Ai, dă-o, Teo! Obrazul! Eu am băbit... Eu am vrut să intru la minge acum, nu știu. Cum trag pe poartă? Așa. Poate că... poate cumva... în lumea asta... Mamă... Eu că zic că e gol! Deci dacă era ăla gol, ieșeam de meci. Dar unde a fost? A fost aproape de gol? Nu te-am auzit. A fost aproape sau? Ia, ia, ia. Dar uite că ce o prelungește el, mă, și are, alergă mai repede tataie. Nu da subscribe. Vrei să dai pasă până. Oh, olo, roșu. Roșu. Nu, 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 cine e roșu? Cine e Cannavaro? Cine? Aia zic, roșu nu pare. Eu nu știu cine e Baresi, mă, Calaș. Și așa erau prea mulți pe teren. Și așa erau prea mulți pe teren, nu? O, bun. Eu așa zic. Offside. Hai, mă, Teo! Ce fac, bă, ia, mă, să duc să danseze cu portarul? Ia, mă, cine e Gulit? Eu nu știu cine e Gulit, mă, mâncați așa. Tu nu știi pe nimeni, mă. De când pe Hagi? Mateus, eu nu știu pe ăștia. Eu nu mai știu cine a dat, cred că Maradona a dat gol cu mâna. Nu! La modul că dai cu partea goală pe lângă. Schmeichel! Haide, mă. Nu știu ce pasă zici tu că dai acolo. Mamă, ce ți-ai construit? E pop să ai 100%. Nu e. Da, da, zmania, mă, bro, bro, ce se întâmplă? Dați-l pe ăsta cum aleargă, mă. Mamă, mă enervează, mă jur că mă enervează.
Bă, ceva bine făcut, îmi plăcut. Tu mereu încerci de-astea. Astea sunt alea ale tele, de le faci tu. Te știu pădăros cu astea. Dar pe asta nu mai știi. Așa faci mereu, deci vii și mă zăpăcești de cap aici în careu. Nici tu nu știi ce vrei să faci. Pă bune că nu știu nicio ce vrei să fac. Păi n-am cum să joc altcumva, mă. Pe viteză n-am cum să te fac. Dacă prind unul la unul portarul ăștia ai mei nu finalizează, n-am ce să fac, efectiv. Hai, las-o! Hai că-mi plăcu aia, zi și tu. Mi-a plăcut, da. Hai, las-o, Teo! Ăștia, mă. Nu e, bă, unul singur nu e, mă, nici ăia din spate, nici fundașii nu șutează prost la tine. Nu, 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 Ronaldinho, nu ne grupa! Hai, manea, hai, manea! Oh. Wow! Hai, manea! Hai, las-o! Bă, Teo, dai asediu la tine! La modul că și tu mi-o dai! Hai, bă, Teo! La modul că și tu-mi dai mingea! Hai de mă! Ah, acum te-ai 1-1! Bă, Teo, îmi pare rău! Man? Oleu, nu-i upside acolo! Ah. Hai, Teo! Ah, olo, doamne! Ce ai să mai faci, mă, Teo? N-am ce să mai fac viața mea. Hai, mă! What? A dat gol, mă! Îmi iei aer, Teo! Mă jur că nu mă așteptam, ești nebun? Bă, 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 bă! Am mai văzut astea! Era frică un pic. Asta a fost. Hai, mă, îl țineai! Bă, frate, să vedea când îl țineai de tricou în video! Dacă mai aveam și eu un minut. Mai de unul. Cu ce jucăm? Ok, deci eu o să joc cu Manchester United, iar tu joci cu ce vrei tu în afară de Aida aia. Eu joc cu Manchester United. În afară de? Aia, de jucăia cu ea, în afară de ei. A, nu, aia e interzisă, nu e prea bună aici, nebun deci la cap. Deci eu joc cu Manchester United, tu ție ce vrei, poți să ție și aia, de vrei tu. Barcelona, ce vrei să ții? Barcelona, mai Barcelona. Joacă cineva cu Barcelona? Nu. Auzi că vrea să dea faliment Barcelona. Mi-au, uite, mi-au Realul. Ok, ha. Cine, Benzema, cine e acolo? Da. Lasă tu pe roșu Ronaldo, că îi place roșu Ronaldo. Uite, lasă așa. Că a spus în interviu că îi place roșu și eu vreau să-i fac pe plac. Am înțeles. Spus, okay. Și vreau să-i dau, vreau să-i dau un mesaj lui Messi că Rafael l-a scos pe Messi afară. Aiurea. A zis că nu e bun. Și vreau să-i dau. Dar chiar a zis că nu e bun, mă. Da. Și vreau să-i dau. Vreau să-i dau filmarea lui Messi și că l-a scos afară. În ce zice? Și azi Rafael că se supără. Aoleu. Hai să vedem acum. Hai să te vedem. Că nu știam eu acum când am început FIFA, mi-ai dat. Cât mi-ai dat? Nici nu mai știu. 5-0, 6-1. 6-1 parcă. Hai. Și jucăm serios? Serios, da. Bine. Asta vreau serios. Vreau să fac show. Haide, mă. Ok, hai. Cine să mai uită până aici să scrie 3-3-3 de 3 ori. Ia uite pe al meu. Oh, 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 deja se schimbă situația. Mamă, simt că alergă și ăștia ai mei mâncați și curat. Aoleu. Uite-l pe al meu. Wow, mamă! Văd o îmbunătățire viața mea. Păi mai jucat și eu, mai știu butoanele. Mi-am pus coș pe butoane. Eu spun, n-am mai jucat din... Carvajal. N-am mai jucat în 2007. În 2007 am jucat ceva vreme. Păi m-am lăsat.
Bă, da, m-au mâncat cu Benzema ăla. Ia balonul de aur. Eu zic că-l ia. Frumos. M-au mâncat cu chiar Benzema. Cine... Cine a luat ultima dată balonul de aur? Ronaldo? Că da. Sau Messi? Nu știu, că nu mă uit. Știu că era vorba că trebuie să ia Benzema un balon Chui! De aur, că a jucat bine, rău de tot. Mamă, cât când e Ronaldo acolo, îi se sparsă procesorul. Eu nu știu ce pasă e aia, dacă tu mi-i explici cui vrut să dea... Mamă, eu te-l pe Vinicu, să vezi cum aleargă viața mea. Vinicu să n-a. Ia fii atent cum aleargă viața mea. Mamă. Bă, tot tu nu mai dă să știi să faci! Tu nu mai așa dai gol, eu nu te mai las să faci așa ceva. Dar tu nu mai așa faci, pe bune. Da, cum adică, e singura ta, cum ar veni, tactică. Tu nu dai și tu un șut de la jumate, nu faci nimic altceva. Bine, mă, o să încerc să dau de la jumate. Opa. Ronaldo, fă-i un șut, te rog eu, că râde ăștia de noi. Hai, mă, băiat, Teo! Tu ai pile la ăștia de la FIFA. Bă, cum aleargă ăla, iar îmi faci. Exact aceeași fază, uite-te. Exact aceeași fază mi-o faci, exact. Bă, nu mai ieși cu portarul când sunt în margine, că poți să te pedepsezi rău de tot. Hai, dă-te! Dacă trăgea Teo era gol, la mine nu. Oh, nu. Ce ai de cap, bă, să cunoaște Teo. Tu nu trebuie să fii lăsat să joci cu echipe, iar uite. Așa Teo, asta da, asta îmi place. Cu asta să dacă intra aia. Dacă intra, te felicitam, dar dă-lea, tu dai, dă-lea așa. Tiki-taka se numesc. Nu? Aha. Ce s-a întâmplat, mă? Ce? De ce? De ce, mă? Hai viața mea, hai șuiul meu preferat. What? Nu înțeleg cum am eu acolo, dar na. Uite cum aleargă ăla! Iar face aia lui. Nu pot să cred că ți iese de fiecare dată asta. Nu pot să cred! Ăstea-s tălea letele, ăstea-s tălea letele. Așa le faci tu pe toate. Toate golurile pe care mi le-ai dat, mi le-ai dat așa. Ah. Mamă. Fault, offside, fault. Fault. N-am cu cine construi, adică n-am ce face. Prea mult visez, cred că. Cu șutul ăla. Eu zic. Opa. Toni Kroos. Mamă, cum a luat-o? Nu mai înțeleg nimic. Aoleu. Da, mă, asta l-am iertat pe Teo! Bă, frate, ce mi-ai dat acolo! Ia zi-mă, asta-ți plac? Alea, da. Alea sunt de acord cu ea, adică... Ce puteam face acolo? Hai, mă, uite la mine! Și totul ia! Fault, a fost fault. Bă, dar lasă-ne cu astea. Opa. Așa roșu. Trebuie, frână. N-ai ce roșu, nu e roșu. Roșu. Nu e roșu, nu e galben. E mare e roșu. Wow! Măcar să sortează cu tricou. Oh, mă, nu.
Dar de când se dă roșiile astea? Mă! De când se dă roșiile alea? Se dă roșu pentru că ai făcut faul cu ultimul fundaș, gen. Da, asta e regulă? Spate, când era regulă? Da. De când cred e? Cred de mult. Ăsta e gol. Ah. Dar de unde știi că e gol? Și unde s-a apărut cineva? Ah. Bă, da, dai bă, omul meu, pase! Aute, bă! Mamă, mamă, ce face Teo, curg toate alea pe mine, toate... Toți micii și berea să duce. What? Ah. Am văzut că e gol, și eu. De ce? E de ce, bă. Bă, ce pasă, bă! Nu ți-a părut cum pic am drăzneasă și ție? Ba, da. Și ia uite-l pe Benzema. Ei, nu mai am fundat și ăla. Mamă, asta vreau bă, să mai văd odată, pe Benzema, ul ăsta, bă, frate. Vreau să mai văd odată, ia uite-o. Mamă, mă, ce frumos. Bă, lasă-ne cu Benzema-ul ăla. Și acum se termină. Mamă, Slader, ești nebun. Mamă, mamă, mamă. Trebuie să mai antrenezi să te bat. Bă, chiar ia balonul. Și pacie peste tot. Yeah. Amă, Teo. Am încercat. Uite ce pasă, the come on. Ăștia sunt ăia roșii. Sunt câini sau diavol ăștia? Pa, offside, n-ai cum. N-a fost mă offside, ești nebun, am dat-o la limit. N-am fost offside. Vezi, am putut să dau pase acolo și să-ți dau gol, dar n-am vrut, da? Oolo! O să mișcă poarta. Fui mă, Cristiano, ce fa? Frate, dar mereu ăstea, mă. Uite ce pa... Bă, frate, era să zic că e alb închis. Eu spun. Opa. Nu e nimic. Tu așa faci mereu, deci asta e tactica ta. Care? Dai pasă la ăla și ăla dă șut. A, pe altfel nu știu să bat, mă. Ia uite. Las-o, că e degea în poartă. Niciodată nu m-a dezamăgit. Oh my god. Offside. Nu e offside. Mamă, era singur ăla, ziceai că se joacă bambilică. Da. Bă, frate. A ieșit bine acolo. Dar aici nu cred că ai dat bine pas. Ce-ați făcut, mă? Știi cum se numește? Coțobăială. Hai bă, frate, dar nu mai mă lași în pace! Eu ies de joc. Deci numai asta îmi faci. Numai așa se întâmplă, zici că sunt blocat aici. Bă, și când stau poarta goală, rup poarta aia. Corner iar, nu? Sau? Nu. A, nu, a dat el prost. Well, those stats back up what we've been watching. It's been a really one-sided game, and it's far too easy for them to open up this defense. This could turn into a rout. Iată ce faci, Teo! Bă! Ce în panică, intra și acolo. Well, that was a magnificent save. Just how did he keep that out? That's incredible. Oh, the flag has gone up. Știi aia pe TikTok? Ce-a fost asta, mă? Să joacă cu ea, că le zic că bătuși tu. Tu chiar tragi de timp, ești nebun?
Bro, nu mai auzi că am zis haideți, mă? Nu te-am auzit. Cred că ai zis un pic mai încet așa, mai rușinos ai zis. Cum e o slidere? Altceva. Dar nu mai joc cu tine. E dor de Ronaldinho? Bă, frate! Tu ai trișat acolo! Bă, a fost foul, dar ți-a dat să continui, gen, știi? Bă, dar l-am văzut pe ăla că stătea acolo. Ai cum. Nu-ți mai este odată teo aia. Deci? Da, pa, ai dat-o din greșeală. Totul la dimerală. Da, asta? Asta, Slaydere, ce mai zic de ea? Cum, bă, cum ți se întâmplă, mă, mie las-o. Nimicioată? Ia, las-o, ia, las-o. Ia uite-o, mâncați, ești curat. What? Foarfecă, mâncala-ș pe pâine! Nici la televizor, bă, frate, cu de unde le scoți? Cine dă-te-mă așa? Dar tu n-ai văzut-o, mă, din prima? N-am văzut-o, eu am crezut că ai dat cu capul. Nu, mă, nu, a dat mare foarfecă. Bă, frate, dar cum ți se... Ia uite, mâncala. Dar de ce ești tu de acolo așa? Mamă, nu, Modric, cât a torpila. Mă, frate, dar nu reușesc să-ți fac nimic. Cine a câștigat, Liverpool sau ăștia? Madrid, că? Ăstea le tele, bă, nu le suport pe ăstea. Tichitacele. Ce? Iar încep, exact așa, toate fazele le începe așa. Pentru că eu nu mai am un defensiv acolo, de-aia face așa. Bro, nu știi, îți zic de ce fac așa, pentru că tu avansezi într-una cu fundașii și îi scot din joc când pasezi așa. Tu nu ești răbdător, tu te duci direct, uite, păi l-ai luat, ai venit pe mine, l-ai luat, uite, vezi cum vii cu ăla din spate și îl lași după aia singur pe ăla acolo ca să-i dau pase? Asta e greșeala ta. Înțelegi? Și acum de ce nu intră? Acum de ce nu intră? Că e făcut exact ca tine. Nu îmi spune. Hai bă, bă! De ce mai dă-mă pasă? Când e offside? Ar trebui să aud așa, tide, știi? Da, eu n-am sunet. S-aude mișto, spun eu. Cu spectator, cu alea. Ia uite că și-a făcut defenderul jobul. Haide, mă. Bă! Vreau și eu un șui. Aoleu, mă. S-a ridicat. Tot ăla faultată, faultai. Și aia, mă, bă, Teo, tu nu te mai jucam o FIFA, că-ți face rău. Ca și... Ronaldo nu e atent, se uită pe-n tribună, îl înjură cineva. Ronaldo nu e atent! Îl înjură cineva în tribună și se înjura cu el. Iar face aceeași chestie. Deci clar nu poți să-ți faci nimic pentru că ai tactica asta. Păi, Slidere, da. Oricum, orice fac, zici că nu mai așa fac. Păi da, astea sunt ale tale. Ăla șut îmi plăcu. Șui. Ah, șuiu. Golu. Șui! Șui! Pentru echipa mea de șui. A, da și el, bă, măcar. Zice, gata, hai. Șui! A și făcut șuiu. Nu mai dacă mi-a dat copyright data trecută când a făcut șuiu. Ok, băieți, încheiem și un episod, îi mulțumim lui Teo că a fost aici, ne-am distrat. Vă pup, frate. Ne-am distrat, la revedere și pa, pa.